Bună ziua, domnule Nazare, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua. Prima întrebare de astăzi se leagă evident de o chestiune atipică pentru această campanie electorală, nu doar în bucătăria dumneavoastră a PNL-ului, văd că și la PSD, și anume faptul că lansarea candidaților cu nume, renume oficială s-a făcut mult mai târziu decât eram obișnuiți în anii precedenți, în campaniile precedente. Constituie chestiunea asta un handicap pentru candidați, în primul rând, în ceea ce privește contactul lor cu alegătorii și posibilitatea de a se face cunoscuți în timp? Să știți că cel puțin Partidul Național Liberal în această campanie a venit totuși cu o chestiune complet distinctă. Aceea campanie interne, noi am fost în acele așa numite primaries, cum după modelul american. După modelul american. Și nu ne-am desemnat candidații la masa verde. Am creat dezbateri în partid și pe stradă. Și toți cei care au fost înscriși în campania internă, practic, au avut un contact cu electoratul. Cred că e un lucru bun și cred că această competiție ne-a pus în poziția în care să venim cu programe articulate, mult mai aproape de nevoile cetățeanului, pentru că cu toți am fost în poziția în care a trebuit să vedem care sunt nevoile și să ne confruntăm cu problemele la prima mână. Celelalte partide n-au procedat așa. Candidaturile sunt în continuare o chestiune de negociere în spatele cortinei. La noi a fost totul transparent, s-a văzut, s-a știut și cu bune și cu rele și într-un final, pe baza evident a unor decizii luate și pe baza sondajelor, S-a luat o decizie care cred că este bună pentru PNL și am făcut o echipă puternică pentru capitală. Să înțeleg că, la fel ca și în cazul celorlalți, în cazul dumneavoastră a trebuit să, practic, ca tot partidul să vă dea o confirmare. Și când mă gândesc la tot partidul, mă gândesc totuși la faptul că tocmai a avut loc o fuziune și au fost curente diferite de gândire în partid. Dacă toți vă susțin, am să vă întreb cum simțiți această susținere și din partea, de exemplu, a fostului primar Chiliman, care provenea totuși din același partid din care dumneavoastră astăzi faceți parte și cu care mergeți în alegeri. O simțiți la nivel de susținere această prezență a domnului Chiliman și cum vedeți la rândul dumneavoastră personajul Andrei Chiliman după mandatele pe care le-a avut la sectorul 1? Acesta e un lucru pe care îl simți și îl vezi imediat. Mergând pe străzi din sectorul 1, discutând cu locuitorii din sectorul 1, mergând în piețele din sectorul 1, oamenii sunt foarte deschiși și oamenii apreciază proiectele bune demarate de primarul Chiliman. Acest lucru e cunoscut în sectorul 1, oamenii îl apreciază foarte mult pe primarul Chiliman. Să știți că în ultimul an de zile de când administrația PSD conduce primăria sectorului 1, lucrurile s-au degradat vizibil. Calitatea prestației în multe din domeniile în care primăria are atribuții, vorbim de curățenie, vorbim de infrastructură, vorbim de întreținerea drumurilor, prestația a scăzut. Și acest lucru se întâmplă și pentru că PSD a preluat frâiele. Și multă lume e nemulțumită și sunt convins că, având la bază toate aceste nemulțumiri, se vede clar că un candidat din partea PSD-ului nu poate continua proiectele bune cu care locuitorii sectorului 1 erau obișnuiți. Știți foarte bine, eficiența energetică a fost pusă pe primul loc, reabilitarea termică a ajuns la un nivel extrem de avansat și poate că, dacă ar fi fost continuată de către reprezentanții PSD, poate că toate blocurile erau reabilitate acum. Dar nu sunt toate reabilitate, mai avem în jur de 200 de blocuri de reabilitat. Ca atare, cred că, având în vedere că PSD-ul nu poate continua aceste proiecte foarte bune, că practic e o investiție foarte de lungă durată în aceste proiecte bune și luând în calcul și faptul că primarul Chiliman este unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai PNL-ului, sunt convins că primarul Chiliman va susține
reprezentantul PNL în această competiție electorală, luând în calcul toate aceste lucruri. Sper că programul pe care îl voi prezenta va reprezenta de asemenea o bază pentru care primarul Chiriman să susțină anumite proiecte punctuale din programul viitorului primar Nazare. Haideți să ieșim din zona candidatului PNL de sectorul 1 și să ne mutăm în zona candidatului Nazare, cum ați spus dumneavoastră. Ce vă recomandă ca să veniți acum în fața alegătorilor din sectorul 1 și până la urmă ce background legat de acest sector aveți pentru ca să fiți astăzi desemnat și un potențial primar la sectorul 1? În primul și în primul rând sunt 10 ani de experiență în administrație. Sunt 10 ani de experiență în administrația centrală, în diverse zone ale administrației centrale, care au mare legătură cu performanța unei primării din București, în special a primăriei sectorului 1. Faptul că am experiență în privința gestionării proiectelor cu finanțări externe, faptul că am experiență cu negocierea acestor contracte cu finanțatori internaționali, faptul că am gestionat proiecte de anvergură. Uitați, Magistrala 4 este un exemplu. Mă bucur că în timpul mandatului meu la Ministerul Transporturilor am reușit să finalizăm două dintre stații și să demarăm următorul tronson până spre Străulești, care sper că la sfârșitul acestui an va fi finalizat. Această magistrală e foarte importantă pentru sectorul 1. De asemenea, am lucrat și la magistrala 6, cea care, cu puțin efort și cu atenție și monitorizare, poate la începutul anului viitor să fie demarată ca și proiect. Este vorba de un proiect de 1 miliard de euro, sunt 12 stații de metrou, toate în sectorul 1. De asemenea, parteneriatul pe care l-am pornit împreună cu guvernul belgian pentru reabilitarea la vremea respectivă a gării de nord. A fost abandonat. Dar să știți că am pus un mare accent pe regenerarea urbană a întregii zone. Tot ce înseamnă gara de nord și cartierul gării de nord este pentru sectorul 1 un punct pe care căruia trebuie să-i adresăm maximă atenție, pentru că în primul rând avem o problemă de salubritate, în al doilea rând avem o problemă mare de infracționalitate, avem un trafic extraordinar de mare și în ultimul rând, dar poate cel mai important, suntem singura capitală din regiune care n-a fost în stare să-și modernizeze gara centrală, deși banii au fost. Avem un program în care aproape 50 de gări din România au fost reabilitate. Ca atare, am depus un amendament la buget anul trecut, dar și în cursul ultimilor 2 ani am presat tot timpul în Comisia de Transporturi pentru modernizarea gării. Din păcate, proiectul început de mine la Ministerul Transporturilor a fost abandonat și nici în momentul de față nu avem o perspectivă pentru modernizarea gării de nord. Să știți, în scurtul meu mandat de ministru, s-a lucrat la capetele de centură. Chiar și podul peste centură la A3 a fost construit exact în acea perioadă. Pentru că am pus un mare accent pe proiectele de infrastructură legate de București. Capitala se sugrumă fără o centură. Capitala se va sugruma cu siguranță în următorii 10 ani dacă nu planificăm și demarăm un proiect de centură la nivel de autostradă, pentru care la momentul de față încă nu avem o perspectivă clară. Avem o concesiune pe autostrada de sud care e undeva lăsată suspendată, o licitație care e suspendată, despre care nu știm nimic. În ultimul an de zile s-a tot vorbit despre ea, dar nu știm. Se finalizează, nu se finalizează și în absența căreia nu avem un proiect pentru centura la nivel de autostradă. Noi încă ne luptăm să reparăm centura la existent, care evident că e foarte important să fie reparată. Sper cu chiu cu vai, din câte am înțeles, vor fi 10 km gata anul acesta, dar
trebuie să avem un plan concret și realist atât pentru finalizarea la existența a centurii la existent, cât și pentru construcția centurii la nivel de autostradă. Nu se poate să avem o capitală, suntem o capitală europeană și să nu avem centură la nivel de autostradă. Nu se poate să nu avem o legătură cu aeroportul. E un alt proiect foarte important, legătură feroviară cu aeroportul. Mai avem de construit o legătură foarte mică de la punctul unde se termină, unde este halta feroviară până la aeroport. Discutăm de câțiva kilometri. Aceste lucruri puteau fi făcute foarte ușor până acum. Ați atins... Toate aceste proiecte majore pe care le cunosc și pe care știu cum și de unde să le iau atunci când ar avea nevoie Bucureștiul de ele, cred că mă recomandă pentru a fi un primar de sector proactiv. Să merg înaintea problemelor. Să mă duc să le descurc înainte să se blocheze complet. Înainte să avem tot felul de surprize neplăcute. Cred că un primar de sector de succes este un primar care știe să reseteze relația atât cu guvernul, cât și cu primăria capitalei, dar și cu instituții de finanțare sau cu finanțatori externi. S-a atins o serie de probleme atât ale sectorului 1, dar până la urmă și ale capitalei în ansamblu ei. Și atunci, deși vreau să vă întreb altceva, nu văd cum să nu revenim și la ideea aceasta. Cum vedeți totuși riscul ca dumneavoastră să câștigați un sector, dar la capitală să fie un primar care reprezintă alt partid și până la urmă alte interese politice? N-ar fi acest lucru un impediment pentru realizarea cel puțin a unei părți din lucrurile importante pe care le-ați amintit un pic mai devreme? Eu sunt convins că Ludovic Orban va câștiga capitala. Are experiența necesară, știe să gestioneze proiecte majore și cred că împreună cu Ludovic Orban putem să demarăm multe din acele proiecte pe care s-a așternut praful legate de infrastructura rutieră a capitalei. Știți foarte bine că și Ludovic Orban a fost implicat în chestiunile acestea și le are deja în program și bineînțeles că le va și prezenta public cât de curând. Deci noi avem deja programul armonizat în privința proiectelor de infrastructură, nu avem dubii în această privință. Evident, trebuie să fim pregătiți, ca și eu mă consider pregătit pentru orice fel de alternativă în privința discuțiilor cu miniștri. Acolo îmi pun o altă problemă, pentru că avem miniștri care răspund sau nu răspund în anumite momente la chestiunile punctuale legate de administrația locală. Uitați, sunt niște exemple foarte elocvente. Parcul Gării de Nord. De aproape 9 ani de zile, Primăria Sectorului 1 solicită Ministerului Transporturilor obținerea acestui parc. Acest parc este la CFR Infrastructură, care se ocupă de șine, nu de parcuri. Evident, în 2011, după multe, multe, multe rugăminți, acest parc a ajuns la minister și la minister la Primăria Capitalei. Dar și la Primăria Capitalei, în 2013, CFR a atacat în instanță și l-a obținut înapoi. Deci parcul s-a întors la Ministerul Transporturilor. Parcul e un focar în momentul de față. Știți foarte bine ce e acolo, știți foarte bine că e o zonă mizerabilă care poate fi foarte ușor amenajată și modernizată cu fonduri ale Primăriei Sectorului 1, de care dispunem în momentul de față. Și totuși, din cauza acestei probleme administrative în care CFR vrea una, Ministerul spune alta, Primăria Capitalei face într-un fel, toți locuitorii din zonă nu se pot bucura de o zonă verde care e la dispoziția dumnealor. Și uitați, alt exemplu. Parcul de la baza Cireșari. Sunt două cartiere care acum trec pe lângă respectivul parc, care este împrejmuit de un gard, da, și se uită spre parc, dar n-au acces în respectivul parc. De ce? Pentru că e o controversă între actualul ministru educație, că au fost mai mulți secretari generali de la Ministerul Educației și primărie.
Pentru că respectivii domni de la Ministerul Educației nu vor să cedeze respectiva bază primărie, astfel încât să amenajăm respectivul parc și oamenii să aibă acces la el. Mi se pare că e aberant când avem atât de puține locuri verzi în București, atât de puține zone verzi, să ai o zonă verde, să o împrejmuiești cu un gard, astfel încât oamenii să treacă, dar să nu aibă acces la ea. Noi am solicitat Ministerul Educației respectiva bază și vrem să deschidem accesul în acel colțișor verde foarte important pentru locuitorii din zonă. Teatrul din Bazilescu. Sunt oameni în vârstă care își amintesc cum mergeau la teatru în acel parc și cât de frumos era acel parc și ce atmosferă crea în acel cartier Teatrul din Bazilescu și uitați-vă la el ce dărăbănătură este în acest moment. Uitați-vă cât de degradat e, se urcă inclusiv câinii pe acoperiș. Deci dacă mergeți în Bazilescu, o să vă îngroziți. Deci în curând o să cadă. De ce? Pentru că în ultimii 10 ani de zile n-au fost fonduri la Ministerul Culturii, dar nici nu l-au lăsat administrației locale. Și în momentul de față înțeleg și sper că prim-ministru Cioloș va da cât mai curând hotărârea de guvern prin care Teatrul din Bazilescu să treacă la Primăria Capitalei și de acolo la Primăria Sectorului 1, pentru că noi avem un proiect de reabilitare a acelui teatru. Și avem mai mult de atât, avem în proiect un centru cultural care să conexeze actualul Teatru Masca cu Teatrul Bazilescu și să le pună împreună. Pentru că ele așa au fost gândite în anii 50, când a fost construit cartierul, atât Teatrul Masca cât și Teatrul din Parcul Bazilescu au fost gândite ca un centru cultural comun ca să ridice nivelul zonei. Deci dacă la vremea respectivă a fost un plan, cred că putem să gândim în aceeași cheie viitorul acestor două obiective. Ați identificat foarte multe proiecte și aș vrea să facem un joc de imaginație. Știu că probabil o să fie greu, dar presupunem că sunteți primarul sectorului 1 de astăzi și trebuie să numiți și să luați prima măsură concretă ca primar. Sunt multe, repet, de luat, dar dacă ar fi să o puneți pe prima, cea mai importantă, pe care ați identifica-o? Să știți că cea mai importantă, cea mai gravă, să zic, măsura de urgență, cu adevărat gravă la această oră, o reprezintă parcările. Și am venit cu o idee de parcare supraterană. Știți foarte bine, parcările subterane sunt gestionate de Primăria Capitalei. Și sunt în plan 24 de parcări subterane, dintre care 14 în sectorul 1. Dar totuși m-am gândit la un proiect care să fie gestionabil de o primărie de sector și care să se plieze pe anumite zone în care avem probleme extraordinar de mari. Care cred că poate fi mult mai rapid pus în practică. Prima măsură ar putea să fie demararea acestui program de identificare și de construirea unor parcări supraterane care pe actualul amplasament al parcărilor existente dintre blocuri să construim încă un etaj și să dublăm numărul practic locurilor de parcare pentru respectivii cetățeni din acele zone. Numai facem acest lucru numai în consultare cu oamenii, numai în locurile unde avem acordul tuturor. Și acest tip de parcare, să știți că nu e doar o simplă parcare supraterană. Noi construim numai acolo unde la acest moment este deja o parcare de beton. Da? Deci, structura fiind tot de beton și pentru etaje. Structura e modulară. Da. Modular. Structura e modulară. Putem să avem și o zonă unde putem să facem un mic depozit de anvelope, putem în alt colț să avem un spațiu de depozitare. Partea de sus a parcării poate să fie eventual o zonă de verde, astfel încât să aducem un plus zonei respective, având, eu știu,
un gen de parcare care să înfrumuseteze cumva atmosfera dintre blocuri de acum. Cred că funcțiunea unei astfel de parcări poate fi ușor remarcată ca și pozitivă și e un proiect care răspunde cumva nevoilor actuale. Pentru că să știți că traficul, infrastructura rutieră și situația parcărilor este una dintre cele mai mari probleme. Toate sunt probleme foarte importante pentru locuitori din sectorul 1 și mai mult decât atât, știți că persoane juridice și fizice în sectorul 1 dețin în jur de 160.000 de mașini de autoturisme. Locuri de parcare sunt în jur de 200.000. Problema intervine atunci când, știți foarte bine, cei 300.000 de oameni care lucrează zilnic în sectorul 1 vin și parchează în sectorul 1. Ca atare, se creează ambuteiaje clare. Trebuie să identificăm toate locurile de parcare existente și după ce am construit acest sistem de parcări supraterane și după ce poate vor fi gata și câteva parcări subterane, să gândim un sistem de plată prin SMS. Le identificăm parcările foarte clar și plata se face prin SMS. S-a mai implementat în alte capitale europene, așa se plătește și lucrurile au intrat într-o cheie foarte bună. Interesant. Până să ajungeți însă la primărie, aveți de trecut printr-o campanie electorală. În momentul de față, sondajele, așa cum arată ele, vă dau ca important contracandidat pe reprezentantul PSD-ului, domnul Tudor Ache. Haideți să-i facem o radiografie. Cum vedeți contracandidatul PSD-ului și cum credeți că va fi campania, având în vedere particularitățile de până acum? Vă așteptați la o campanie agresivă? Vă e teamă până la urmă de candidatul PSD-ului? Nu cred că putem să gândim în termen de teamă. Nu, nici nu cape discuție despre așa ceva. E adevărat, trebuie să recunoaștem acest lucru. PSD are un avans față de PNL în Într-un sector totuși mai de dreapta, mai de dreapta față de alte sectoare din București, tot statistic, nu? E adevărat. Deci, luând în calcul acest lucru, evident că tratăm cu seriozitate orice candidat al PSD-ului, dat fiind scorul bun pe care îl are PSD-ul la această oră. Dar nu putem să vorbim de teamă pentru că am încredere că vom veni cu un program foarte bun, foarte aplicat, pe care liberalii din sectorul 1 îl vor aprecia. Și tot liberalii din sectorul 1 vor dori să continue proiectele bune deja demarate. Ca atare, acest lucru îl consider surmontabil. Cu toate acestea, într-adevăr, tratăm cu mare seriozitate toți candidații PSD-ului. Pe zona de dreapta, dacă ar fi să rămânem, ALDE are deja un candidat, probabil că și PMP-ului Traian Băsescu. Acești candidați, tot cu profil de dreapta, încurcă oarecum cursa candidatului PNL, adică dumneavoastră? Nu era o unire a dreptei mai normală și mai naturală în eventualitatea câștigării a unui sector și poate chiar a capitalei? Într-adevăr, fără mițarea pe partea dreaptă, e importantă și trebuie luată în calcul. Dar, pe de altă parte, să știți că în conștiința publică deja există formată ideea că bătălia reală se dă între cele două partide mari. Ca atare, lumea cred că se va orienta, tocmai pentru a-și folosi util votul, către unul dintre cele două partide mari. Cred că dacă ne concentrăm să ne prezentăm argumentele foarte bine, reușim să capacităm electoratul de dreapta din București. Vom reuși să-l capacităm. Evident, într-adevăr, sunt discuții. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu candidați, cu partide mai mici de dreapta. Dar în mod real, aceste partide nu vor ajunge să-și pună în practică nicio măsură concretă din cele pe care le enunță. Ca atare, cred că electoratul din București e suficient de matur cât să decidă între cei care chiar pot să facă ceva și cei care
din cauza acestui context politic nu vor ajunge să-și pună în practică ideile. Și ultima întrebare. Cum arată stafful dumneavoastră de campanie, cel puțin la momentul actual? Face parte din echipa dumneavoastră, de exemplu, și domnul Cristian Bușoi, care și-a construit o imagine legată de atenția pe care o dă capitalei și care, iată, astăzi nu i-a mai folosit, să spunem așa, într-o cursă electorală? Alte persoane cu notorietate, cine mai este alături de dumneavoastră în campania? Nu, o să vă contrazic, să știți. Programul lui Cristian Bușoi a fost preluat de Ludovic Orban. Un program foarte bun. Am lucrat luni de zile ca și partid la acest program. Iar Cristi Bușoi este evident în organizația sectorului 1 și mă bazez pe Cristi Bușoi în această campanie, cu experiența pe care o are acum deja aproape un an de zile. A trecut aproape un an de zile de la momentul în care și-a demarat propria campanie pentru capitală, din care evident că putem prelua multe idei bune pentru sectorul 1 și deja facem acest lucru. Mă bazez pe Cristi pentru în demersul meu de a obține, de a câștiga primăria sectorului 1. Domnule Nazare, vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă doresc succes în campania viitoare. Mulțumesc!